Cunoașteți foarte tare faptul întâlnirea noastră pe domnul Sever Moldovan aici în față. Desigur, despre dumneavoastră și despre pictura pe care dumneavoastră a adus-o în fața noastră, va vorbi în această seară domnul profesor Cătilian Colin Mircea. Dacă în 2016 a avut o expoziție la Galeria Arcade închinată în întregimea ei orașului Bistrița, apoi în 2017 împreună cu alți prieteni ai noștri, colegii noștri artiști din țară și din Bistrița, tot pe Marcel Rușe, care a participat și el la acel eveniment, care era o expoziție orologi din turn, care își propunea constituirea unui grup de lucrări care să se refere la stilistica bistrițeană. Iată că acum Sever Moldovan revine cu lucrări noi, acesta e un lucru extraordinar, 39 de lucrări din această expoziție, în care artistul în desen, în uleiuri pe pânză și în pastel, ne încearcă să ne introducă în stilistica locuirii urbane a urbului bistrițean. Inspirat, din punctul meu de vedere, el pune titlul acestei expoziții de la Concentric, acesta e urbul prin care trecem trecuți. Când un pictor vorbește despre tăcere, vorbește despre propria lui meserie. Pentru că pictura ca atare este o retragere tăcută în fața pânzei, cu instrumentarul pe care îl stăpânește, cu limbajul pe care l-a asumat și apoi, încet, încet, el încearcă să spartă viziunile pe care chiar orașul, în cazul acesta, îi dă. În ceea ce privește această expoziție, care e o expoziție de autor, accentul este pe eul artistului, pe subiectivitatea lui și pe emoția a doi factori foarte importanți care ne marchează pe noi. Factorul geografic, factorul topografic, să zicem, Bistrița, utopia aceasta, care iată are chip aici, și factorul istoric. Nu întâmplător se desfășoară această expoziție aici, pentru că, iată, în anul centenarului, într-un spațiu al comunității Săsești, a Bistriței, a comunității evanghelice, se produce cultură majoră care vine cumva să îmbrățișeze o stilistică a artei care este o artă europeană de care orice comunitate are mare nevoie. Utoposul acesta bistrițean încearcă să își redobândească identitatea, nu neapărat identitatea noi majorități de aici, care e o majoritate românească, cât identitatea burgului bistrițean. Și din punctul acesta de vedere, expoziția lui Sever are, după părerea mea, mari virtuți. E o perioadă în care geografia și istoria se întâlnesc, își caută împreună limbajele, își caută moduri de expresie, așa încât să se redobândească aura locului. Încet, încet și nu mai mult până când, din punctul meu de vedere, în perspectivă strict culturală, se va obține aura aceasta a locului pe care Bistrița îl are, cu
tema principală, burgul bistrițean, este într-o notă romantică un elogiu adus locului, un mod al pictorului de a face reverență în fața structurilor arhitectonice, a tramei de viețuire stradale, a modului de a fi al unei comunități care va dobândi, dacă n-a dobândit deja, un alt mod de înțelegere a citadinului. Mă bucur că Sever a reușit să facă lucrul acesta în atât de multe lucrări, într-o diversitate a limbajului pe care l-a asumat, pe care îl duce, propunându-ne o nouă înțelegere a structurilor urbane, a orașului, și în același timp indicând noi repere, noi puncte de intersecții subiective. Dacă să zicem, încă în urmă cu 15 ani, Bistrița însemna doar turnul Bisericii Evanghelice și măreția aceasta a Bisericii, iată că acum, după ce orologul din turn, cu toată mișcarea pe care a produs-o expoziția Bisericii, ceea ce face Marcel Lușe, ceea ce face Mariana Moldovan, ceea ce fac colegii noștri artiști locali, oamenii încep să vadă că există o frumusețe extraordinară care e lângă noi. Uitați-vă cum au apărut la Sever aceste prezențe extraordinare acvatice din marcul orașului, cum au apărut un anumit șir de străzi, nu doar pasajele, nu doar anumite chipuri de locuințe, ci mai mult decât atât legatorul acesta care face trecerea de la arhitectură la formele de cultură a vieții. Probabil că acest mod de a înțelege imaginarul, construcția aceasta de iconosferă pe care Sever Moldovan o face, îi permite să se ridice și din punct de vedere tehnic și profesional. Îi mulțumesc care este proprietarul practic al acestei părinții lui Kraus, părinților care sunt alături de noi. Mă bucur că, iată, într-o zi de început de sărbătoare a orașului, am reușit să ne adunăm aici. Din punctul meu de vedere, suntem mulți. Meritul este al celor care au creat această emulație nouă expoziție. Dacă se vrea să vă spună câteva cuvinte despre ce a intenționat el cu expoziția, îl poftesc să o fac. Bună seara! Vă mulțumesc tare mult că v-ați primit timpul dumneavoastră și ne-ați onorat cu prezența la acest eveniment. Despre expoziție, ceea ce se vede pe semințe, cred că e mai mult decât așteptau să spun despre frână. V-a spus domnul Vicior, urmărată, îl mulțumesc și o seară frumoasă. Am impresia că suntem într-o altă de biserică, un alt de sanctuar. Dacă în Biserica Sfinții vorbesc din icoane, aici istoria trecută, ceea ce vedem, ne vorbește despre trecutul acestui burg, cum spune domnul profesor Mircea Poliv, acesta este burgul prin care trecem trecuți. Eu așa înțeleg și citesc cu ochii sufletului aceste tablouri ca pe niște icoane. Și credem că pictorii, arhitecții, toți sunt o emanație a Creatorului,
care este marele artist, marele poet și marele arhitect. De aceea, terminologia noastră spirituală, bisericească, nu spune că muza i-a inspirat, ca și Domnul Sever, ci Duhul Sfânt. Pentru că inspirația, tot ceea ce este bine și frumos, vine de la Cel care este numit Binele, Frumosul Etern. De aceea, cred că Domnul Sever pictează cu ochii de suflet. Dar mă întreb, când mai lucrează la primărie, acolo are altul în biserică și își face datoria pe deplin. Suntem colaboratori, colaborăm nevoie de dumnealui în materie de ceea ce deține dumnealui, dar îl văd ca un înger pictând cu ochii sufletului și eu înțeleg tot cu sufletul acestui pictor deosebite. Fericită, Dumnezeu!